Târgul Winter Bazaar reunește pricepuți artizani de la care puteți achiziționa diverse obiecte de decor specifice sărbătorilor de iarnă, ca și creații potrivite pentru a fi oferite în dar de Moș Crăciun sau Moș Nicolae. Ți-am venit cu inimioare, cu păpușele, cu pisicuți, cu tablouașe și cu ciorăpiuri pentru pus cadouri. Ce sunt așa speciale? Sunt umplute cu ce? Umplute cu puf, cu levănțică. Și sunt făcute toate pentru sărbători, pentru copilaș, că este Sfântul Nicolae, Moș Nicolae, și trebuie să facă lumea cadouri. Podoabe ingenioase, globuri pictate ori ornamentate, felurite coronițe din braț și materiale textile sunt pentru toate gusturile. Am făcut acadele pentru prima dată anul acesta. Globulețele sunt toate, tot ce este pe masă este handmade, cu tehnica șervețelului și alte tehnici combinate. Acelea sunt vintage, cu catifea, cu tendințele sunt spre lucios anul ăsta, dar cred că fiecare avem tendința noastră și vrem fiecare ceva pentru noi personal. Cu farul de cadouri vă așteaptă să dăruiți cărți și jucării care vor ajunge la micuții care își petrec sărbătorile pe patul de spital sau care nu vor avea bucuria să-l vadă pe Moș Crăciun acasă. Târgul va rămâne deschis până pe data de 5 decembrie, urmând ca pe data de 19 decembrie să fie deschis pentru cadourile de Moș Crăciun.